te numești? Bonuțu Carlos. Ce vârstă ai? 17. De unde ești de fel? Din Gorneț. Și de câte ori pe săptămână faci naveta? 5. Ah, deci de luni până vineri. Da. Ce o să faci când o să vină frig? Unde o să stai să aștepți microbuzul? Păi în autogară, cel mai probabil. Nu cred că pot să stau altundeva. Și ai un loc unde să fii ok, să nu îngheți de frig? Nu, două geci sau un hanorac și o geacă. În perioada asta ți-e frig sau e cât de cât acceptabil? Acum e acceptabil momentan. Iarna trecută cum a fost? Nu știu că am făcut de dimineață școală și n-am îndurat frigul prea mult. Dimineața de vreme când plecai la școală nu era frig? Nu chiar, că veneam direct la autobuz și suntem acolo, gen 2 minute maxim și nu era de frig. Am înțeles. Ce soluție ai vedea ca fiind validă pentru situația asta? Nu știu, sincer, să se facă zone acoperite, cum ar veni, gen închise, nu doar stațiile simple. Cred că ar fi singura variantă, că e totuși o autogară destul de mare. Mai spuneți o dată, cum vă numiți? Drăguna Maria Daniela. Ce vârstă aveți, doamnă? 48. De câtă vreme lucrați aici? De 3 ani și ceva. Doamne, ia spune, ce ar trebui să se întâmple aici, în zona asta? În primul rând ar trebui pusă o toaletă. Da. Ținând cont că se circulă de dimineața de la 6:30 la 8 seara. Da. Și este una de câte la 8 la 16. Trebuie să fie un program prelungit. Păi, așa cred. Și cu toți copiii aceștia care mor de frig așteptând microbuzul, ce facem? Păi, ce să zic, ori să le mai înutesească, să le pună mai înutes microbuzele, ori să facă locuri mai, nu știu, mai accesibile, fiindcă o să vină frigul, nu? La asta. Plus că mai sunt și oamenii străzii pe aici, pe care nu-i vede nimeni, din păcate. Cum vă numiți? Grigore Elena. Doamne Elena, de câtă vreme dați cu mătura? De câți 25 ani? De 25 de ani. Și cum faceți? Când e foarte frig, unde vă adăpostiți? Nicăieri. Rămâneți în stradă, pur și simplu? Aici, da. Doamne, dumneavoastră știți cam tot ce se întâmplă prin zona aceasta? Mă știu, da. Unde stau tinerii? Unde se adăpostesc atunci când e frig? Nicăieri, suptați de aici. Le e greu? Tremură de frig? Nu, că e greu. Ce soluție vedeți ca fiind valabilă? Trebuie într-adevăr o sală de așteptare, ceva aici făcută. Puțină căldură. Cum te numești? Heroi Alexandru. Și ești navetist? Da. Unde mergi? La Șoi Mare. Zi-mi ce o să faci când o să fie foarte frig? Unde o să te adăpostești? Nu știu, în geacă cel mai probabil. Care crezi că ar fi soluția? Nu știu, chiar nu știu ce soluție putem găsi aici. Adică ți se pare normal să stai să aștepți în frig microbuzul? Nu, chiar nu. În 2022? Nu, chiar nu. Bordășea Mieco. Zi-mi ce vârstă ai? 18 ani. De câtă vreme faci naveta? De 4 ani de zi. Din Ploiești unde? În Șoi Mare. Da, în Șoi Mare. 45 km. Spune-mi, te rog, vine acum frigul. Unde o să te adăpostești câtă vreme aștepți microbuzul? Cel mai probabil nicăieri, pentru că nu este niciun loc unde să ne adăpostim. Și care crezi că ar fi soluția? Să facă un loc care să ne adăpostim, să fie căldură. Să ne primească în autobuz, nu când stăm aici o oră după autobuz. Deci dacă vine autobuzul mai devreme, nu vă primește? Nu. Primești? Tudorache Ștefan Alin. Ștefan, ce vârstă ai? 18 ani. 18 ani. Ia zi-mi, de unde până unde faci naveta? De la Șoi Mari, sunt aproximativ 45 de kilometri până în oraș. Spune-mi, că vine frigul, acum unde o să te adăpostești? Nu avem alte zone decât ce se vede aici. În aer liber. În aer liber. Care crezi că ar fi soluția? Este greu de spus și greu de făcut în același timp, dar ar putea exista anumite soluții. Cu siguranță, măcar o acoperire sau o zonă aici, nu anume colț, cel puțin. Pentru administrație, pentru oamenii care sunt cu putere de decizie, ce mesaj ai? Să se gândească și la noi, nu doar la binele lor. Da, e proaspăt, poate un? Călduț. Călduț. Și mai aveți cum să-l încălziți? Nu. Nu aveți cum. Cât trebuie să vă dau? 3,50. Uitați aici. Câte vreme am, doamnă, voie să stau aici dacă v-am cumpărat de 3,50? Cât doriți. Am înțeles. Mulțumesc. Că e frig. Da, este. Ce fac de obicei tinerii când e foarte frig afară? Unde s-a întâmplat? Pe unde apucă, nu? Da. Am înțeles.
Vă mulțumesc, să rămână, sănătate, numai bine!